Continuăm citirea Cuvântului Lui Dumnezeu din Predica de pe munte. Ultima parte a capitolului 5 îl citim în această seară. Cuvânt care va sta la temelia învățăturii a studiului nostru biblic din această seară. Matei, capitolul 5, începând cu versetul 38. Vă chem să rostim toți cu voce tare Cuvântul Domnului și trag nădejde că îl vom rosti nu doar cu gura noastră, ci îl vom lăsa să pătrundă în inima noastră, ca fiind cuvântul rostit de Domnul Isus Mântuitorul nostru. Matei 5 cu 38. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Oricui cui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ți cere, dă -i. și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni, și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Amin! Vă rog să vă așezați. Dragii mei, vă aduc aminte și astăzi că dorința noastră pentru anul 2013 este să ne străduim să trăim cum a trăit Isus. În sensul acesta ne-am străduit să ne uităm în Cuvântul Domnului și să-l cunoaștem pe Domnul și voia Lui, să-l cunoaștem pe Domnul și viața Lui. Să-l cunoaștem pe Domnul și învățătura lui. Uitându-ne la predica de pe munte, am văzut că suntem chemați să avem un caracter ca al lui Isus. Apoi am învățat că trebuie să avem o influență ca al lui Isus în această lume. Apoi am învățat că suntem datori să prețuim cuvântul cum l-a prețuit Domnul Isus. Am învățat de asemenea că suntem dator să prețuim viața așa cum o prețuiește Isus. Și am învățat data trecută că suntem dator să prețuim familia așa cum o prețuiește Isus. În această seară, tot la Domnul, vrem să ne uităm și la cuvântul Său, ca să învățăm să iubim cum a iubit Isus. Care este cea mai mare poruncă din lege? Suntem la studiu biblic și e voi. Ziceți. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Și a doua poruncă asemenea ei, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cum credeți că stăm cu aceste porunci? Sunt grele, sunt ușoare, le putem împlini. Domne, ajută-ne! Cu ajutorul Domnului ne silim să le împlinim. În această seară însă, în fața noastră a tuturor stă o mare provocare. Una este să-L iubești pe Dumnezeu că ți-a făcut numai bine. Una este să-L iubești pe aproapele tău că stai tot în apropierea celor ce... Se silești și ei să-ți placă sau poate te silești tu să-ți fie plăcuți. Dar astăzi cuvântul Domnului ne cheamă, dându-ne porunca iubirii, să iubim pe vrăjmașii noștri, pe dușmanii noștri. Cum e cu asta? Ce ziceți? Asta trebuie să fie greu de tot. Dragii mei, n-aș vrea să fac o impietate, dar totuși mă simt nevoit să îl citez pe Guță. Știți dumneavoastră cine e Guță? Îl citez pe Guță, dar ca și Guță sunt o grămadă de alți mesageri ai cântecelor despre dușmani. Uitați-vă, îngăduiți-mi, zic încă o dată, fără intenția de a face o impietate, să vă spun cam ce cântă omul ăsta și ca și el cântă și alții. Ce le-aș face, Doamne, ce le-aș face la dușmanii mei? I-aș băga așa de bine în cușca cu lei. Două săptămâni le-aș da doar apă cu sare și câte o bătaie bună în loc de mâncare. Să vadă și să înțeleagă pentru totdeauna dacă mă stârnesc pe mine, au stârnit furtuna. Acum, dragii mei, n-am citat întâmplător, acest cânte care se aude în piețe, cântat cu voce tare, că nici nu mai poți să te înțelegi cu cei de la care cumperi ceva. Nu întâmplător am citat asta, ci pentru că lumea în care trăim ne învață ca dușmanilor să le răspundem cu dușmănie. Domnul Iisus Hristos ne spune dușmanilor răspundeți-le cu dragoste. Și acum se pune iarăși întrebarea, este cu putință? Dragii mei, cea mai înaltă formă a iubirii nu este aceea că ne iubim copiii. E un lucru bun, dar toți oamenii își iubesc copiii. Cea mai înaltă formă a iubirii nu este că ne iubim soții sau soțiile. E o normalitate să fie lucrul acesta. Cea mai înaltă formă a iubirii este să poți să stai străpuns cu sulița, să poți să stai cu o coroană de spin pe cap, să poți să stai răstignit pe o cruce și de acolo să zici, Tată, iartă-i că ei nu știu ce fac e cea mai înaltă formă a iubirii. Și dacă vrem să trăim cum a trăit Isus, trebuie să învățăm de la Isus cum să iubim. Dragii mei, poate că este pasajul cel mai greu acceptat din predica de pe munte. Predica de pe munte este de o frumusețe rară este de fapt o explicare dumnezeiască a legii care a fost dată altă dată și pe care oamenii de-a lungul vremii au răstălmăcit-o și au interpretat-o după plăcerile lor. Însă când ajungem la acest pasaj, el ridică dificultăți. Dificultăți de acceptare, în primul rând, pentru cei ce citesc acest pasaj din Scriptură. Însă aș vrea să spun în această seară că este un mare beneficiu în a iubi. Iulian Apostatul, unul dintre cei mai persecutori împărați, a stat în fruntea unui mare imperiu. După ce a stat în fruntea acestui imperiu pentru o lungă perioadă de vreme, a căutat să-i ucidă pe creștini, a căutat să-i tortureze, a căutat să le facă rău cu gândul că va termina el cu această învățătură a lui Hristos. Și la sfârșit, pe pat de moarte, a făcut această afirmație. Mai învins, Nazarinene. Știți cum l-a învins Hristos? Prin iubire. Este cea mai minunată atitudine pe care cineva poate să o aibă în această lume. Și vreau să vă spun, când Domnul ne spune, cea mai mare poruncă este să-L iubești pe Domnul. A doua asemenea ei este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și astăzi ne pune o poruncă, sunteți datori să iubiți pe vrăjmașii voștri. Înțelegem că dacă creștinismul este o religie, dacă este o religie și foarte mulți îl privesc ca o religie, atunci creștinismul e o religie a iubirii. Asta este frumusețea creștinismului. Iubirea care stă în miezul ei. Și iubirea cine este altul decât ce frumos zice Scriptura, Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu este dragoste. Dragii mei, la iubire ne cheamă Domnul. Și astăzi ne cheamă Domnul la o formă de iubire care este greu acceptată de firea noastră pământească. Pentru că firea pământească ne cheamă la răzbunare, ne cheamă să răspundem cu aceeași monedă. Însă, Domnul spune: Iubiți pe vrăjmașii voștri. Și vreau să vă spun din capul locului: este un mare beneficiu să poți să-ți iubești dușmanii. Un mare beneficiu. În primul rând, tu însuți ești binecuvântat, tu cel ce îți iubești vrăjmașii. Ești binecuvântat tu însuți și ești transformat prin iubire. Apoi, dușmanii tăi sunt transformați, sunt schimbați. Și apoi, lumea aceasta este transformată într-un teritoriu mai bun, când oamenii învață să-și iubească dușmanii. S-au uitat în legea lui Moise, s-au uitat la legea talionului, pentru că aceasta este citată când se zice. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Legea talionului care spunea, dacă ne uităm, ea este citată în legea lui Moise, legea aceasta spunea că celui ce a greșit trebuie să îi se răspundă în același fel. Dar, Aș vrea să fac o mențiune. Legea aceasta, dacă ne uităm acolo unde Dumnezeu a dat-o, ea era transmisă judecătorilor lui Israel. Nu era transmisă fiecărui individ în parte. Pentru că nu era normal și nu este normal într-o societate ca fiecare să-și facă propria lui dreptate. Judecătorilor lui Israel i s-a spus ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, de ce? În realitate, lucrurile nu stăteau așa, dar se ofereau compensații echivalente cu ceea ce a pierdut cineva. L-ai păgubit pe cineva cu atâta, ofer compensație pe măsură. Acum, fariseii au căutat o nișă în legea aceasta ca să-și poată justifica ceea ce legea lui Dumnezeu nu justifică nici de cum. Să-și justifice răutatea, să-și justifice răzbunarea, să justifice ura față de anumite persoane. Ori zic și astăzi, Dumnezeu rămâne același ieri, astăzi și în veci. Lui Dumnezeu nu-i pare rău de cuvântul pe care l-a spus și nu zice, o, oh, am dat legea și îmi pare rău că în lege am zis așa. Nu, Dumnezeu a dat legea bine, oamenii au interpretat-o greșit. Și Domnul Isus vine să aducă lămuriri asupra legii. Am văzut asta și data trecută, am văzut și acum vreo două săptămâni. Ori, dragii mei, ceea ce Domnul Isus Hristos vine să spună, ne spune că de fapt în lege nu trebuie să căutăm nișe de strecurare spre păcat, ci în lege trebuie să căutăm voia lui Dumnezeu și să înțelegem spiritul legii. Noi ne-am propus să trăim cum a trăit Isus, un deziderat minunat. Însă adevărata asemănare cu Domnul Isus Hristos nu se măsoară în atitudinea pe care o avem față de prieteni, nici în atitudinea pe care o avem față de frați neapărat, ci se măsoară în atitudinea pe care o avem față de dușmani. Și tocmai de aceea vă chem în această seară să învățăm, cum am spus, să învățăm să iubim cum a iubit Isus. Nu sunteți dumneavoastră uimiți să vedeți că Domnul este în grădină, a ieșit să se roge, să cânte cântarea după cină a ieșit împreună cu ai lui și dintr-o dată vine o ceată de soldați împreună, având în fruntea lor pe mai mari norodului și între ei era unul malhu. Și e ciudat că Simon Petru, din zelul lui pentru Domnul, a scos sabia și s-a năpustit asupra lui Malhu. Ce-o fi făcut Malhu pe acolo? Care credeți că era rostul lui? Era robul marelui preot. Rostul lui acolo era să-l prindă pe Domnul, să-i facă rău. Simon Petru îl apără pe Domnul și taie urechea lui Malhu. Nu vă surprinde pe dumneavoastră să-l vedeți pe Domnul în mijlocul acestei situații critice. Se oprește și zice, Simone, pune sabia în teacă. Și apoi s-a atins de robul acela și l-a tămăduit. Adică să-i faci așa un bine dușmanului tău? Nu este uimitor lucrul acesta? Noi, cei ce vrem să trăim cum a trăit Isus, cred că trebuie să ne uităm la Domnul Isus și atitudinea Lui față de dușman. Dar haideți să punem câteva întrebări în această seară. Cine sunt dușmanii noștri? Iarăși e voie să răspundem. Cine credeți că sunt dușmanii noștri? Nu avem dușmani noi, nu? Nu avem noi așa mulți, că noi suntem oameni mai spirituali. Dar, dacă vrem să răspundem la această întrebare, cine sunt dușmanii noștri, haideți să încercăm câteva răspunsuri posibile. Sunt oare cei ce au opinii diferite de ale noastre? Da și ba. Pentru unii poate da. Sunt unii care sunt foarte sensibili. Să nu-i contrazică cineva că imediat ți se face dușman. Da și ba. Cei ce ne vorbesc de rău ne sunt dușmani? Cei ce ne insultă sunt dușmani? Uitați-vă, Domnul Iisus dă un exemplu aici care merită să fie luat în considerare. Zice, dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Acum, ia gândiți-vă că stă... Gândiți-vă, imaginați-vă, nu e o imaginație bună, dar vă chem la asta. Imaginați-vă că stă cineva pe care vreți să-l pălmuiți în fața dumneavoastră, să nu faceți asta niciodată. Vreți să-l loviți peste obrazul drept pe ăla care stă în față, nu? Peste ce obraz ți-e la îndemână să-i dai dacă ești dreptaci? Peste ce obraz ți la îndemână să-i dai? Peste stâncă, nu? Aici menționează, zice, oricui te lovește peste obrazul drept, dacă voiai ca om, că majoritatea oamenilor sunt cu dreapta, ca să-l lovești pe cineva peste obrazul drept, trebuia să-i dai un dos de palmă. Ori, în cultura iudaică, lovirea cu dosul palmei era cea mai disprețuitoare lovire. Cea mai disprețuitoare. Era o adevărată insultă. Adică îl tratai cu dispreț maxim pe cel pe care îl loveai cu dosul palmei. Și atunci vine Domnul și zice așa, oricine te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Ce înseamnă asta, dragii mei? Știți ce înseamnă? Că sunt oameni care ne insultă în modul cel mai grav. Sunt ei dușmanii noștri. Nu fiți foarte spirituali. Sunt oameni care ne insultă într-un mod grav și Domnul folosește ilustrația aceasta cu lovirea obrazului drept. Dar insulte sunt de multe feluri. Ce ziceți de colegul acela care nu mai îți știe numele, ci știe doar atâta despre tine? tu! Pocăitul, pocăitul, pocăitul în sus și pocăitul în jos. Dracție tare! Insulte sunt de multe feluri. De foarte multe feluri. Însă, ceea ce aș vrea să înțelegem este că Domnul ne arată că în fața insultei, de orice fel ar fi, în fața insultelor, a jignirilor, cei ce iubesc după modelul lui Hristos au soluții. Și vi-l dau ca exemplu pe David. Om după inima lui Dumnezeu. Adică un om a cărui inimă era în acord cu inima lui Dumnezeu. Era într-o condiție foarte gravă, David. Fiul său, Absalom, l-a făcut de rușine în fața întregului popor, i-a uzurpat tronul și l-a făcut de rușine, a pătruns în corturile lui și a țitorilor lui, l-a jignit într-un mod groaznic. Și David, om după inima lui Dumnezeu, a luat-o la drum. Pleca David, ieșea din cetate. Și la un moment dat, un oportunist cu numele Șimei l-a văzut și a început să strige după el și să-l jignească în toate felurile. L-a blestemat. Unul dintre cei apropiați lui David, unul dintre vitejii lui ostași, I-a zis, poruncește-mi numai, împărate, că mă duc și pe câinele acesta al termin. Și David a zis așa, nu, 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 nu. Poate că Dumnezeu a făcut asta, te rog să-L lași în pace. Înțelegem noi ce înseamnă un răspuns după voia lui Dumnezeu la o jignire sau la o insultă? Vorbim despre cei ce pot să ne fie dușmani. Și haideți să vedem cine ar putea să ne fie dușmani, cei ce ne insultă pot să ne fie dușmani. Sau putem să-i tratăm ca dușmani. Sunt alții care ne încalcă drepturile. Ce ziceți? Ăștia ne sunt dușmani. Cei ce ne încalcă drepturile. Dacă cineva se judecă cu tine să-ți ia haina, zice Domnul, Că haina e a ta. E dreptul tău la haina ta. Dacă se judecă cineva cu tine să-ți ia haina, dai și cămașa. Na, asta e prea de tot. Nu e dreptul meu. Adică să-i mai dau și alte drepturi? Fac doar o paranteză. Trăim într-o lume care facem caz mult de drepturi. Foarte mult se face caz de drepturi. Eu aș dori o întrebare realistă să pun aici. Ce drepturi avem noi? Să judecăm bine, bine, ce drepturi avem noi? Avem drept la aer? Drept la soare avem? Drept la ploaie avem? Dreptul la sănătate îl avem. E cam liniște pe aici. Știți de ce? Pentru că în ultimă instanță toate drepturile le are Domnul și în bunătatea Lui ne dă. Dar atâta caz facem de drepturile noastre și de multe ori ajungem să ne dușmănim cu unii sau cu alții pentru drepturile noastre. Și vine Mântuitorul și spune, Lăsați-o încet și cu drepturile. Sunt oameni care ne urăsc, care ne disprețuiesc din diferite rațiuni. Sunt oameni care se poartă cu noi în mod abuziv. Domnul folosește cealaltă ilustrație și zice, dacă te silește cineva să mergi cu el o milă, du-te cu el două. Știți ce înseamnă asta? În vremea în care Domnul Iisus vorbea, era o ocupația romană. Vă aduceți aminte că pe Simon din Cirena, când Domnul Isus a fost dus ca să fie răstignit, pe Simon din Cirena, știți ce spune Scriptura? L-au silit pe Simon să ducă crucea. Cum era silirea aceasta? Puterea care ocupase Țara Sfântă, puterea aceasta avea drepturi de a se servi după bunul lor plac de populație. Adică, erau situații în care mesagerii împăratului trebuiau să se ducă, să ducă un comision în coace sau încolo, sau o scrisoare, sau un mesaj. Și nu era întâmplător, nu era un lucru neobișnuit în vremea aceea, dacă la un moment dat îi obosea calul, unul dintre ăsta care alerga, venea și îți lua calul tău. N-aveai nici, niciun drept de apel Îți lua calul și zicea Împăratul are nevoie Și mergi înainte Avea nevoie să-i duci o povară Te lua și zicea de aici o milă Mergi înainte și cari povara aceasta Și nu numai pe vremea Imperiului Roman Eu mă aduc aminte lucruri pe care mi le spunea tata Când a trecut războiul al doilea mondial I-au luat de acolo din sat cu carul Armata uh, sovietică i-a luat și a obligat să se ducă până în satul mare cu carul ca să le ducă, nu mai știu ce, echipament militar. Erau siliți. Ori în contextul acesta, Mântuitorul vine și zice: Dacă vine cineva să te oblige să mergi cu el, o milă, tu du-te două. Când trebuie să faci ceva din obligație, e cineva care te obligă să faci ceva. Poți să ai două atitudini posibile. Să arăți că nu-ți convine, faci, că ești obligat, dar arăți tu că nu-ți convine. Știți că se poate arăta asta. Sau, poți să faci cu zâmbetul pe buze, cine credeți că va câștiga mai mult? Cel ce arată că nu-i convine, sau cel ce va, își va pune zâmbetul pe buze și zice, auzi, -mă, o milă ai vrut, hai că pot să mă duc două. Observați ce atitudine ne pune înainte Domnul și ce ne învață Mântuitorul. Acum, dragii mei, încercăm să răspundem la întrebarea, cine sunt dușmanii noștri? Pot să fie cei de aproape, cei din casă? Pot? Pot? Pot să fie unii care se închină cu tine în aceeași adunare? O Doamne. Pot să fie vecini? Pot să fie colegi de serviciu? Gândiți-vă la ilustrațiile acestea pe care le folosește Domnul. Unii te obligă să faci ceva. Ba, mai e o ilustrație pe care o folosește Domnul. Zice, nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Sunt unii care de-a dreptul vor să abuzeze, să abuzeze de tine și vin și spun, dăm și dăm, că dacă nu dai, că nu știu ce. Știți că la evrei era anul acela al iertării, în care erau iertate toate datoriile și erau evrei cei șmecheri, se duceau să facă împrumuturi când bătea la ușă anul iertării. Și atunci se fereau cei ce aveau posibilitate să dea, ziceau, acum nu se dă nimic cu împrumut, că se uită datoria. Dragii mei, uitați-vă la Mântuitorul. El ne învață ca față în față cu toate aceste situații să dovedim o atitudine plină de bunăvoință și plină de iertare. Adică, de ce zic bunăvoință? Pentru că vreau să înțelegem ce înseamnă iubirea la care ne cheamă Domnul. Te lovește peste un obraz ca să nu obosească tare. torci el și pe celălalt, zice Domnul vrea să-ți ia haina, arată bunăvoință, zi, hai că-ți dau mai mult. Vrea să mergi cu el o milă, arată bunăvoință, hai că mă duc mai mult. Vrea să se împrumute de la tine, sigur, ar fi de comentat aici, timpul nu ne permite. dă nu-i întoarce spatele. Însă, dragii mei, aș vrea să înțelegem Față-înfață cu cei ce ne sunt dușmani, adversari, inamici, trebuie să avem o atitudine care să semene Domnului și să-i placă Domnului. Acum, haideți să ne punem întrebarea, de ce trebuie să-i iubim chiar pe dușmanii noștri? De ce ne cere Domnul să iubim tocmai pe dușmani? În primul rând, dragii mei, ca să împlinim misiunea pe care ne-a dat-o Domnul pe pământ. Știți ce scop avem noi aici, pe pământ, noi oamenii? Știți care este scopul pentru care Dumnezeu ne-a pus pe pământ? Să ne ducem în Geneza, capitolul 1, versetul 26-27. Acolo spune așa, Dumnezeu a zis să facem om. Mai tare că nu se aude. Să facem om cum? După chipul nostru, după asemănarea noastră. Știți ce a vrut Dumnezeu? Să se uite pe pământ și să vadă oameni care îi seamănă lui. Asta a vrut Dumnezeu. Și acesta este în modul cel mai simplu scopul pentru care Dumnezeu l-a creat pe om. În modul cel mai simplu și cel mai biblic. Sigur că vom putea să venim să spunem, l-a creat, să aducă slavă lui Dumnezeu, l-a creat pentru asta. Dar când semănăm cu Dumnezeu, îi aducem slavă. Sigur. Acesta este scopul nostru pe pământ și misiunea noastră. Și e ferice de oamenii care înțeleg că sunt lăsați pe pământ ca să trăiască cum a trăit Isus. E scopul suprem al existenței. Atunci ne împlinim menirea când îl imităm pe Domnul în caracter, în atitudine, în faptă, în vorbă și în toate celelalte lucruri. De aceea ne-a lăsat Domnul pe acest pământ. Ei, de ce să iubim pe dușmani? ca să fim ca El. Pentru că nu uitați, textul pe care l-am citit toți cu voce tare, ne spune că Tatăl din ceruri este la fel de bun, se poartă cu aceeași bunăvoință față de toți oamenii. Vă întreb eu pe dumneavoastră, îl slujez toți oamenii pe Dumnezeu? Ați auzit dumneavoastră oameni care îl înjură pe Dumnezeu? Ați auzit dumneavoastră oameni care îl blastămă pe Dumnezeu? Și totuși Scriptura spune că Tatăl din ceruri, face să răsară soarele lui peste toți. Și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Face să vină ploaia și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Și atunci Dumnezeu ne poruncește iubirea față de vrăjmași ca să semănăm cu Tatăl nostru din ceruri. Apoi, trebuie să iubim pe dușmanii noștri ca să ne deosebim de cei răi. Pe prieteni și și zicea Domnul. Și vameși și iubesc prietenii. Când ziceai vameși, în Israelul de altă dată, când ziceai vameși, ziceai un cuvânt de dispreț maxim. Oameni disprețuiți, de aceea Domnul era vorbit de rău că stătea în prezența vameșilor sau stăteau vameși în prezența lui și mânca împreună cu vameșii și a intrat în casa vameșilor și așa mai departe și a chemat după el vameși. Când ziceai vameș în Israel, era un cuvânt de dispreț. Și Domnul zice, dacă îi iubiți numai pe cei ce vă iubesc, oare nu fac așa și vameșii? Însă voi, fii ai Tatălui din ceruri, trebuie să vă deosebiți de ei. Adică trebuie să vă deosebiți de cei din lume, să ne deosebim de cei păcători, să ne deosebim de cei răi. Adică să mergem un pas mai departe în iubirea noastră. Să iubim și ceea ce este neiubibil, cum am auzit pe cineva folosind termenul acesta aici, la acest anvon. Să iubim pe cei neiubibili. Da, e, e nespus de important ca să înțelegem că în felul acesta noi demonstrăm asemănare cu Dumnezeu și apoi ne deosebim de cei răi. Și apoi aș mai zice ceva. Când iubim pe dușmani, pe cei ce ne fac rău, în realitate noi biruim răul prin bine. Este pasajul acesta scris de apostolul Pavel în Roman 12 de la versetul 17 până la versetul 21. Ia uitați-vă ce spune apostolul Pavel aici. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Preiubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, că ce este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Din potrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă -i să mănânce, dacă este sete, dă -i să bea, căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbunea aprins pe capul lui. Nu te lăsa birui de rău, ci biruie răul prin bine. Dragii mei, haideți, dar să înțelegem că Dumnezeu ne-a cucerit pe noi toți prin dragostea Lui. Cu dragostea Lui ne-a tras la mântuire. Așa ne-a cucerit Dumnezeu. Și de aceea ne-a pus la îndemână acest instrument al iubirii, ca să influențăm lumea cum a influențat-o Isus. Ce înseamnă să iubim pe dușmanii noștri? Haideți să răspundem și la această întrebare. Ce înseamnă să iubim pe dușmanii noștri? Înseamnă oare să avem așa niște sentimente copleșitoare? față de ei încât să dorim mereu să fim în prezența lor? Că poate așa vor defini unii iubirea. Să avem așa niște sentimente din astea așa foarte plăcute față de ei când îi vedem și dintr-o dată să zicem, vreau numai lângă tine să stau. Am văzut, cred că, pe blogul lui Daniel Brânzei cu ceva vreme în urmă, o învățătură pe care o căpătase de la tatălui. lui. Zicea așa, zice, tata m-a învățat că poți să mergi cu cineva în aceeași direcție și pe același drum, numai că pe trotoare diferite câteodată. Câteodată pe trotoare diferite. Poți să mergi în aceeași direcție, dar câteodată pe trotoare diferite. De ce asta? Pentru că noi trebuie să fim oameni ai păcii. Ca să iubești pe dușman nu înseamnă să ai neapărat niște sentimente din astea așa, cum ai sentimente față de copilul tău pe care îl mângâi pe crește. Nu asta înseamnă să-ți iubești dușmanii. Nici să ai aceleași sentimente care le ai pentru soțul tău sau pentru soția ta. Nu asta înseamnă să-ți iubești dușmanii. Dar oare ați iubi dușmanii înseamnă să ne aliniem viața după cum le place lor? Nu. Categoric nu. Oare ați iubit dușmanii înseamnă să fii întotdeauna de acord cu ei? Oare ați iubit dușmanii înseamnă să faci întotdeauna ce vor ei? Categoric nu! Însă ați iubit dușmanii înseamnă a demonstra față de ei un caracter ca al lui Dumnezeu. Adică după modelul lui Dumnezeu să ne purtăm cu ei, Așa cum se poartă Dumnezeu cu cei ce îl blastămă, cu cei ce se poartă rău. Adică Dumnezeu face faptele iubirii în dreptul fiecăruia dintre ei. Vă dau un exemplu, un exemplu la îndemână nouă tuturor. Pilda fiului risipitor. Fiul cel mai mic a adus o ofensă foarte gravă tatălui. De ce spun o ofensă foarte gravă? La un moment dat s-a dus și a zis, tată, dăm partea de avere. În mod normal, partea de avere se dădea la moartea tatălui. Se putea da și în timpul vieții, dar se dădea ca dar, însă fiul nu era pe deplin în posesia darului, ci era tot administrat averea de tată. Și ăsta vine și zice, tată, dăm partea de avere ce mi se cuvine. O jignire cum nu se poate mai urâtă la adresa tatălui. Acum, dacă și-ar fi luat averea și s-ar fi pus lângă tată, și-ar fi zis, na, tata, uite, vreau să-ți arăt ce idei de afacere am eu. Încă mai era ceva. Dar ăsta a luat toată averea, și s-a dus cu ea într-o țară îndepărtată. Prin asta, demonstrând că el nu mai vrea lângă tata. Îl deranjează tata, nu-l iubește pe tata, tot ce vreți. În țara aceea îndepărtată, face tocmai ce nu l-a învățat tata. Lucrurile urâte tatălui. A ajuns să stea cu porcii și așa mai departe. Știți dumneavoastră istoria. Și la un moment dat și-a venit în fire. Și vine risipitorul spre casă. Aici e iubirea care ne arată caracterul lui Dumnezeu. Vine risipitorul spre casă. Acum, din punct de vedere al firii noastre, cam cum credeți că trebuia să fie atitudinea tatălui? Hai că tata e bun. Dar cum trebuia să-i fie atitudinea? Trebuia cel puțin să zică, măi, unde ai umblat? Ia să văd, dăm socoteală. Ce ai făcut? Nu ți ți-e rușine, n-ai făcut asta, n-ai făcut asta. Dar uitați-vă ce face tatăl. Zice Scriptura: Tatăl a alergat înainte. L-a sărutat mult înainte ca acesta să apuce să spună ceva. Sărutul în cultura iudaică însemna iertare. Deci l-a sărutat mult și după aceea, dacă vreți, covor roșu peste tot. Aduceți haina cea mai bună unuia ca ăsta. Uitați-vă la fiul cel mare, ce reacție are. El are o reacție motivată de fire. Și zice, tată, unuia ca ăsta care a cheltuit averea cu femei desfrânate, pentru unul ca ăsta, haina cea mai bună, vițelul cel îngrășat, încălțăminte în picioare, inel în deget, toate acestea. Ce sunt toate acestea? Sunt demonstrarea unui caracter dumnezeiesc. În fața unuia care a făcut rău, în fața unuia care a păcătuit, în fața unui dușman, dacă vreți, în fața acelui care ți-a stricat imaginea și ți-a stricat reputația ție ca tată. Aceasta este iubirea pe care Dumnezeu o demonstrează în termeni practici. Deci, dragii mei, ce înseamnă, dacă vreți, să iubim pe dușmanii noștri? Simplu, să cauți binele suprem pentru dușmanii tăi. Asta înseamnă să iubești. Nu înseamnă să simți nu știu ce ci să faci faptele iubirii. Dacă vreți, nu vreau să recurg la aceste lucruri. În limba greacă există mai mulți termeni, cel puțin vreo patru termeni, m-am chiar uitat astăzi în Barclay, și am văzut cel puțin patru termeni care definesc iubirea. E Eros, care vorbește despre dragostea dintre bărbat și femeie, e Fileo, care definește iubirea aceasta filială, iubirea aceasta cu reciprocitate, e Storge, care vorbește despre iubirea din familie și e iubirea Agape. Iubirea asta, Agape, asta e poruncită aici. Iubirea Agape este iubirea Dumnezeiască pentru oameni. Adică este o iubire care urmărește binele suprem al celuilalt. Dragii mei, aș vrea să înțelegem astăzi că a iubi pe dușmani înseamnă a le voi binele. Pentru că iubirea aceasta agape are o componentă volițională de importanță majoră. Ea, dacă vreți, iubirea aceasta agape e la nivelul deciziei, adică hotărăști să-l iubești pe cineva. Și atunci, haideți să ne punem întrebarea, cum și când să iubim pe dușmanii noștri? Cum să-l iubești pe cineva care îți vrea răul și urmărește mereu să te distrugă? Simplu, că s-a făcut 8 fără 10. Simplu, după învățătura Domnului Isus de aici, din Scriptură, cum să iubești pe dușmani? Binecuvântându-i. Termenul acesta românesc, binecuvântare, înseamnă să-l cuvântezi de bine, da? să spui cuvinte bune despre el, nu rele. Asta înseamnă să îți iubești dușmanii. S-ar putea ca ei să vorbească foarte rău de tine tu învață să spui lucruri bune despre ei. Și în dreptul fiecărui om găsești și un pic de bine pe care îl poți spune. Un pic de bine îl găsești. Apoi, a iubi pe dușmani înseamnă să-i binecuvântezi, înseamnă să le faci bine. Cum am citit? Dacă este flământ vrăjmașul tău, dă-i pâine să mănânce, dacă este sete, dă apă să bea. Acestea sunt faptele iubirii. Apoi, rugându-te pentru ei. Tocmai v-am spus că Domnul Isus s-a rugat pentru dușmanii lui. Faci fapte ale iubirii, te rogi pentru ei, vorbești de bine și în felul acesta demonstrezi dragoste pentru dușmani. Gândiți-vă la David, care la un moment dat era urmărit de Saul. Să fii urmărit ani de zile, deci An mulți, a fost vreo 13 ani perioada aceasta în care David era hăituit de Saul. Și la un moment dat, Saul dormea la gura peșterii. Apare David, apar slujitorii lui. Și unul dintre vitejii lui David a zis Lasă-mă împarate, poruncește-mă împărate și aici l-am prins în cui. Știți ce a zis David? Să mă păzească Domnul, să mă ating de unsul Domnului a tăiat doar un colț de la mantaua lui, s-a dus undeva departe și a strigat, Împărate, când s-a trezit împăratul, i-a spus, vezi unde-i colțul de la mantaua ta? Nu-i, uite la aici. Dumnezeu te-a dat în mâna mea. Dar, cu alte cuvinte, zice David, eu am făcut faptele iubirii. Eu am făcut faptele iubirii. Asta contează, dragii mei, Scriptura abundă de astfel de exemple. Gândiți-vă la Saul din Tars, care căuta cu orice preț să-i omoare pe creștini, îi persecuta, îi arunca în temniță. Și la un moment dat Dumnezeu îi vorbește lui Anania și zice, Anania, du-te că Saul din Tars e acolo, se roagă. Du-te la el ca să-i spui ce de făcut, să te rogi pentru el. Prima dată Anania a stat și a zis, Doamne, dar nu e el ăsta care a făcut atâta rău? Domnul a zis, "Badai el, dar m-am atins eu de el. Și Anania lasă la o parte orice resentimente, orice gânduri și se duce la Saul din Tars ca să se roage pentru el. Gândiți-vă la Barnaba, unul dintre ocenici care pe acest Saul din Tars îl ia ca tovarăș de călătorie și pleacă împreună. Dragii mei, haideți să ne punem întrebarea: de ce trebuie să iubim pe dușmanii noștri? Simplu, pentru că Dumnezeu îi iubește. Da, Dumnezeu îi iubește și pe cei ce ne urăsc pe noi. De aceea suntem datori să arătăm iubire față de ei. Dumnezeu iubește pe orice om. Aș vrea să înțelegem, dragostea lui se manifestă în dreptul oricărui om. Este o poveste, e poveste, sigur, po poveste rabinică. Știți că talmudul abundă de povești de tot soiul... Și există aceste povești rabinice prin care oamenii, sigur, au încercat să-și explice anumite lucruri. Și una dintre poveștile acestea spune că atunci când egiptenii urmăreau poporul lui Israel la Marea Roșie, știți că s-au deschis apele mării, Israeliții au trecut, și după aceea Dumnezeu a făcut ca apele mării să se unească și să-i pe egipteni. Și zice povestea aceasta rabinică. Nu e biblică, e rabinică zice povestea aceasta că îngerii au chiuit de bucurie când au văzut că egiptenii sunt acoperiți cu ape, dușmanii poporului lui Dumnezeu și dușmanii lui Dumnezeu, cei ce au zis cine este Domnul ca să dăm drumul poporului să plece. Și când au văzut că apele vin și neacă pe egipteni, zice povestea aceasta că îngerii au chiuit de bucurie și Domnul s-a întors spre ei și i-a mustrat și a zis puteți să vă bucurați când piere lucrarea mâinilor mele? În spatele acestei povești o realitate. Toți oamenii de pe pământ sunt lucrarea mâinilor lui Dumnezeu. Pe toți oamenii Dumnezeu iubește, el a investit în toți oamenii. Și ca să fac apel la ceea ce spuneam Mântuitorul în predica de pe munte, el dă soarele lui și ploia lui tuturor, indiferent de meritele lor. Aceasta este actul iubirii. Trebuie să iubim pe dușman pentru că Dumnezeu iubește. Și apoi trebuie să iubim pentru că ei au nevoie de Evanghelie și de mărturia noastră. Trebuie să iubim ca să aducem în felul acesta glorie lui Dumnezeu, arătând că noi semănăm cu Dumnezeu, că facem ceea ce face Dumnezeu. Și apoi trebuie să iubim pentru că s-ar putea întâmpla ca nimeni de pe pământ să nu iubească pe oamenii ăștia. Știți dumneavoastră Că sunt oameni care au nevoie de iubire? Citeam undeva că violența nu e semn de putere, așa cum încearcă unii să arate. Este tocmai semn de slăbiciune. Iarăși, citeam un raport dinspre o clinică privată de psihiatrie, în care un medic care a înființat această clinică avea o pacientă care de ani de zile nu vorbea cu nimeni nimic stătea într-un balansoar, se mișca și nu mai putea să facă nimic. Și la un moment dat doctorul a zis unei asistente de-a lui așa. I-a zis, draga mea, pacienta aceasta este în grija ta. Iubește-o, pentru că știa doctorul care are nevoie de iubire. Iubește-o, ia-ți timp și iubește-o până când se face bine. Și în raportul acela scria așa că asistenta asta și-a luat și ea un balansoar. S-a așezat lângă femeia bolnavă, și în trei zile a făcut același lucru cu ea, a încercat să comunice cu ea, i-a arătat dragoste și după trei zile femeia aceea a început să vorbească, femeia aceea s-a schimbat radical și peste foarte puțină vreme a plecat din clinică acasă sănătoasă. Credeți că sunt întâmplări? Există o terapie a iubirii pe care dacă noi am înțelege-o, poate am mai spus altă dată în altă predică despre felul în care s-a purtat Domnul cu Ioan, care era unul dintre fiii tunetului. Știți că fiii tunetului erau aceia care ziceau să vină foc din cer, răzbunător și așa mai departe. Și oriunde ne uităm în Scriptură, Ioan era ucenicul pe care îl iubea Isus. Domnul i-a arătat iubire multă lui Ioan și arătându-i iubire, știți ce nume a căpătat Ioan mai apoi? Cum îi zicem? Apostolul iubirii. Citiți epistola întâia lui Ioan și Parcă e obositor să tot citești. Copilașilor, iubiți-vă! Copilașilor, iubiți-vă! De unde toate acestea? Ioan a fost tratat cu iubire. Vreau să vă spun, frați și surori, sunt oameni care au nevoie de acest tratament, de această terapie a iubirii. Vrăjmașii noștri, aceia care poate să răi cu noi, poate în casa noastră, poate la serviciul nostru, poate pe strada noastră, poate în altă parte, cei ce sunt răi cu noi, poate au nevoie de această terapie a iubirii. Poate că nimeni altcineva nu iubește. De ce să nu le arăți dragoste? Pentru că dragostea schimbă oameni. Vreau să trag linie la învățătura din această seară. Frații și surori, să iubim cum a iubit Isus. Nu ni se cere să iubim pe vrăjmașii noștri cu sentimente copleșitoare. Să nu ne înșelăm amarnic. Pentru că una dintre întrebările cele mai frecvente pe care eu le capăt ca păstor este aceasta, frate, cum pot să iubesc pe ăsta care îmi face așa și așa și așa? Pentru că bieții oameni cred că a iubi înseamnă exact ce simt ei când iubesc pe soțul lor, pe soția lor, pe copilul lor. Dragii mei, în această seară vreau să tragem linie și să subliniem acest adevăr. Nu ni se cere să iubim pe vrăjmașii noștri cu aceste sentimente copleșitoare, ca pe cei din familie, ca pe prieteni sau ca pe frați. Dar ni se poruncește să iubim printr-un act al voinței. Aceasta este dragostea agape. Printr-un act al voinței ni se cere să iubim, făcând fapte ale dragostei față de ei, vorbindu-i de bine, rugându-ne pentru ei. Ar trebui să vă spun istorioare ce aș avea la îndemână. Totuși nu mă pot abține să nu vă spun ceva, ce mi s-a întâmplat cu ani mulți în urmă. Aveam inițiative ca tânăr să facem evangelizare acolo, să facem așa și așa. Era cineva care tot timpul era așa pus pe cu talpa pe frână. Mereu, mereu avea ceva de obiectat. Până acolo când zicea, a, e bună, dar și de cărnați te saturi dacă tot mănânci mult." Și până la urmă trebuie să vă mărturisesc. Am început să simt ce nu e normal să simți față de un om. Am zis, "Nu, omul ăsta are ceva cu mine. Ăsta are ceva." însă învățând cuvântul Scripturii, am încercat să fac ceea ce se cade. Firesc, îți vine să simți Însă am început în termeni concreți și sistematici să mă rog pentru omul acela. Am început să mă rog, țineți minte ce v-am spus, cum trebuie să iubim, binecuvântându-i, rugându-ne pentru ei. Am început să mă rog în mod sistematic. Frate, Doamne, te rog, binecuvântează-l pe fratele cu tare, binecuvântează-l și dă lui, și dă familiei familie lui, și fa așa, și așa, așa, așa. Știți ce s-a întâmplat? Întâi, resentimentele acelea, pe care le-am adunat aici, am văzut că nu -s. Ba, mi-era chiar drag să mă rog pentru fratele și am început să-l compătimez și să zic, bietul de el, el atâta poate, atâta știe. Dar să nu vă spun altceva. Omul acesta, în timp, a ajuns să fie unul dintre cei mai apropiați. Unul dintre oamenii care au ajuns să mă sprijinească cel mai mult în inițiative, când am avut inițiative pentru lucrare, a fost unul dintre primii care au zis cu numărul. Și când mă gândesc la asta, frați și surori, nu pot să nu zic încă o dată: e un mare beneficiu în a asculta porunca lui Hristos. Mare beneficiu. Pentru că, întâi, ne facem bine nouă, facem bine dușmanilor noștri și lumea asta se face un pic mai bună când semănăm un pic de iubire în ea. Ce ziceți de asta? Să iubim cum a iubit Isus? Doamne, ajută-ne să iubim pe Domnul cu toată inima noastră, cu tot sufletul nostru, cu tot cugetul nostru și cu toată puterea noastră, să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine și să iubim pe vrăjmași după modelul lui Hristos. Amin. Haideți să ne ridicăm cu toții, să cântăm dintr-o cântare și apoi să ne apropiem de Domnul cu rugăciune.